au reprezentat cu mândrie tradiția satului Mărgineni. Este vorba de membrii Asociației Baronul David Urs, care au participat în acest weekend la 10-a ediție a Festivalului Național Lerui Ler de la Brașov, un eveniment de muzică, tradiții, obiceiuri și meșteșuguri popular organizat de Consiliul Județean Brașov și Școala Populară de Arte și Meserii Tiberiu Berdicianu. Mărginenii au urcat pe scenă cu așezătoare din perioada Crăciunului și cu colinde. Asociația Mărginenilor s-a format în urmă cu câțiva ani și se poate mândri deja cu câteva participări la festivalurile de la Brașov și de la Călimănești. Au participat din toată țara formații cu tot ce a avut mai specific din activitățile localității de unde veneau. S-a remarcat din viața mea spectacolul prezentat de Școala Populară de Arte Brașov, iar noi am prezentat o frumoasă seară de colinde înșezătoarea din satul Mărgineni, Brașov. A avut un succes extraordinar, aplauzele publicului au dovedit acest lucru, întrerupând prezentarea noastră de mai multe ori pentru a aplauda exact ceea ce s-a întâmplat pe scenă.